Sănătate și bine ai revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Banca Centrală a Indiei va lansa azi un program pilot CBDC pentru rupia indiană. Binance dorește să ajute Twitter-ul în Web3. Funcția XLS 20 este acum activă pe Ledger-ul XRP și câteva NFT-uri au fost deja mintate. Acesta este un upgrade foarte important și va schimba Ledger-ul XRP pentru totdeauna, aducând o utilitate masivă, activitate și utilizatori noi în rețea. Coinbase a depus un rezumat amicus în sprijinul companiei Ripple în procesul cu instituția SEC. De asemenea, Valhill Capital au depus și un rezumat amicus tot în acest caz. Un alt rezumat a fost depus și de avocatul John Deaton în numele a 6 deținători de XRP ce reprezintă un interes public mai larg. Consiliul Crypto pentru Inovații au depus și ei un rezumat amicus în sprijinul companiei Ripple, iar acum vine ironie, la Maxim Jay Clayton și Bill Hinman susțin acum din neatenție compania Ripple prin asocierile lor cu Electric Capital și A16Z, ce sunt membrii ai Consiliului Crypto pentru Inovații. David Moș Crăciun Schwartz, CTO de la Ripple, spune că e Halloween-ul, dar se simte ca fiind Crăciunul. Marketplace-ul celor de la Equilibrium Games se va lansa mâine 2 noiembrie. Cam atâtea în ediția de azi. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.